Aceste premii ale Uniunii Cineaștilor vin să răsplătească munca unor cineaști, să propună noi repere creative și chiar dacă vor fi nominalizați și premiați numai câștigătorii, suntem convinși că toți cei din această sală vom avea de câștigat. În acest an a fost propus de asociațiile de creatori și numără personalități ale lumii culturale și cinematografice. Președintele juriului a fost desemnat academicianul Răzvan Teodorescu, președintele secției de arte, arhitectură și audiovizual al Academiei Române, eminent istoric al culturii, istoric de artă și, nu în ultimul rând, autor de film. Vă invidiez pentru locul pe care îl ocupați astăzi în cultura românească. Pentru mine, participarea la acest juriu, cu președinția am avut tot ceea ce m-a onorat nespus, a fost o bucurie intelectuală. Am descoperit toată mai mult, actori, viziuni regizorale, scenografii, coloane sonore, deosebit. Premiul Opera Prima se acordă ex-ex-ex-vo filmelor Love Building, regia Iuliei Rugină și filmului japonez de regia Rugină, Cristian Jujiu. Da, avem 11 cupluri straight și 2 gay. 2 înșelări, 7 incompatibilități, o impotență slash frigiditate. Mâna sus, cine își amintește cu nostalgie de prima întâlnire. Chiar voi cum invitați o fată la întâlnire? Faptul că sunt aici din stat o certificare. Și mulțumesc mult juriului și foarte mult vă mulțumesc dumneavoastră care sunteți aici și mulți mi-ați fost profesori, mulți ne-ați ajutat când am avut nevoie și mulți ați avut pur și simplu încredere în noi și contează enorm. Iar Love Building e un debut, într-adevăr, e un debut colectiv. Nu e doar al meu, e un debut în producție, e un debut în scenariu, un debut în actorie. Prin urmare, e o bucurie pe care sunt sigură că împărtășește toată lumea din echipă. Mulțumesc! Ce faci, tata? E Coco și Paul, da? Hiroko. Și pe Paul îl mai cheamă și Koji. Hiroko și Paul Koji. Da. Nu ți-am scris? N-am sunat, n-am vrut să vorbesc cu tine. Nu te duci tu odată la telefonul ăla, să fi dat un semn. În primul rând vreau să plăci și eu pe Iulia, filmul ei. În al doilea rând să vă mulțumesc dumneavoastră, juriului și tuturor. Acest premiu Tudor nu este aici, nu știu de ce. Îi mulțumesc și lui în primul rând, eu am fost producător executiv al filmului. Primul film care a avut această calitate, ce o mare bucurie și pentru mine. Tudor Giurgiu, producătorul filmului la fel, îi mulțumesc și lui pentru șansa pe care mi-a dat-o și el vă mulțumesc de dumneavoastră. Domnul Victor Ebergiu și lui Șervan Pavlu, fără de care cei doi Tudor împreună cu noi n-ar fi reușit să facă acest film la film. Vă mulțumesc! Să vedem nominalizările pentru producția de film, pentru cel mai bun producător. Premiul de imagine pentru film documentar. Mulțumesc foarte mult juriului. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți aici. Mulțumesc doamnei Lucia Vosul-Orgini, inițiatoarea proiectului din care face parte acest film. Mulțumesc colaboratorilor mei și mai ales lui Cristian Anza, care mi-a oferit ocazia să lucrez la acest film. Mulțumesc mult. Să vedem nominalizările pentru film experimental.
Mulțumesc. Și sper să mai existe astfel de experimente cât mai curând. Urmează premiul pentru film de animație. Și iată, premiul revine filmului Puterea celor 10 luni, realizat de Andrei Băluță. Și pentru a anuna acest premiu, invit pe domnul Mihai Șurubaru, membru al juriului și totodată secretarul secției animație din Uniunea Cineaștilor. Atâta am eu aici scris, îmi pare rău, puteți să le numiți dumneavoastră pe celelalte. Știți că acum 20 de ani se făceau 60 de filme. Ați mulțumită cu lui Dumnezeu, nu mai fac. Probabil că la urmă. Bună seara! Mulțumesc jurului. Mulțumesc tuturor celor prezenți aici, că sunteți în seara aceasta. Mulțumesc în mod deosebit lui Mihai Gheorghiu, care mi-a făcut muzica și sunetul la film. Mulțumesc familiei mele, soției și copilul care s-a alături de mine și mă suportă așa cum sunt. Și mulțumesc! Premiu pentru scurtmetraj de ficțiune Betoniera, Liviu Sătulescu. O invit pe doamna Cristina Corciobescu să oferă acest premiu din partea jurului și din partea revistei online AARC. All About Romanian Cinema. Bună seara! Mulțumim foarte mult pentru încredere. Sperăm ca în aceeași formulă să revenim și cu ceva mai lung cât de curând. Mulțumesc în special celor de la Mandragora, Anca și Cristi Puiu, care au avut încredere în proiect. Echipei de actori, mult mai experimentată decât mine, acesta a fost un debut de scurt, și restului echipei. Mulțumesc mult de tot! Două cuvinte despre implicarea site-ului ARC în acest premiu. Ne avem un proiect mai larg de promovarea scurtmetrajului românesc, premiere și lansare. Sperăm ca acest premiu să fie primul pas și de bun augur. A venit momentul nominalizărilor pentru filmul documentar. Premiile se obținut de regizorul Ionuț Teian pentru filmul Afacerea se naște. Ionuț locuiește la Paris, după cum mulți dintre voi cred că știți. Vă mulțumește foarte mult, mulțumește publicului pentru că i-ați apreciat filmul. Vă mulțumesc și eu că mi-ați dat ocazia să lucrez la acest minunat proiect. În ultima vreme scriem mult și citim din ce în ce mai puțin. Am apelat la un juriu compus din 10 profesori universitari care au acordat suma cum laude și magna cum laude a două lucrări de doctorat din una de ce. Povestea poveștii în filmul românesc, autor Marilena Ilieșiu, și Imaginea, o incursiune estetică, autor Mircea Munescu. Aș dori să mulțumesc unor oameni foarte importanți în viața mea, care au coordonat, dacă vreți, și dirijat o anumită analiză estetică pe care, subliniez, mi-am permis-o. Aș aminti aici pe domnul George Litera, doamna Manuela Cernat, domnul Gheorghe Ceaușu. Vă mulțumesc! Emoționant și, până la urmă, tușant și iei totul ca pe o recunoaștere
și ca pe o formulă de un feedback, nu? Care îți vine de la public care a citit și care până la urmă îți răspunde că contează ceea ce ai scris, nu? Pentru că cartea mea, nu știu dacă ea este dintr-o perspectivă istorică, dar oferă niște chei de interpretare. Descoperim niște coduri de interpretare a narațiunii, niște motive care se repetă, începând cu independența României și terminând cu După dealuri. Adică găsim o unitate în narațiunea filmului românesc, ceea ce este extraordinar. Eu sper că are și un pic de suspans, nu? Să descoperi că, de fapt, motive, mituri urbane, mituri care țin de familie, de copii, de se păstrează, se păstrează relații sau se schimbă. Nu uitați că, de fapt, istoria filmului românesc trasează până la urmă istoria de 100 de ani a noastră. Întotdeauna asociația criticilor și istoricilor de film, o asociație foarte specială și care mi este mie foarte dragă, acordă premii. Am socotit de cuvință ca în această sărbătoare a filmului românesc să fie și aceste premii prezentate. Primul nostru premiu, care se numește Viorel Litera, este destinat cărții de film. Și anul acesta, acest premiu revine unui distins profesor la Universitatea Ghidu de Bruxelles, specialist în cinematograful est-european, care publică prima carte în limba engleză într-o editură internațională dedicată exclusiv cinematografului românesc. Pentru volumul Contemporary Romanian Cinema, An Unexpected Miracle, apărut la editura Wallflower, câștigă acest premiu Dominic Nasta. Mulțumesc, sunt foarte onorată, sunt foarte emoționată. O foarte fericită coincidență a făcut că întreaga lună aprilie acestui an a fost consacrată filmului românesc la Cinemateca din capitala din inima Europei, la Bruxelles, unde am încercat să organizez un program cât se poate de complet din 1912, independența României, până la ultimele filme, până la Eu când vreau să fluier fluier și Crulic din 2012, a fost extraordinar de bine primit de public și de critici, deci a fost un fel, o contribuție modestă și un fel de a vă mulțumi tuturor. Premiul Ion Butucanta-Bundo revine una dintre cei mai activi critici de film tineri din România, care semnează în revistele print, film, filme nu, proza și colaborează la mai multe site-uri specializate, a fost selecționată grație textelor sale în talent campusurile inițiate de FIPRE și la Festival de la Berlin și de la Rotterdam. Doamne și domnilor, Ina Trocar. Mi se pare că critica de film poate fi un domeniu foarte viu și interesant și jurnalistica poate fi foarte variată și mă bucur că mulțumesc atenție, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor din Filmeniu pentru că mi se pare că e și un domeniu orizontal de la care putem învăța ascultându-le colegii. Avem și o mențiune pentru un nou format publicistic pentru educație cinematografică și anume videobook-ului, limbajul de imagini filmate de Marina Roman și Ion Bucheru. Vreau să mulțumesc, în primul rând, desigur, în numele echipei, dar poate că mai în primul rând, aș vrea să mulțumesc în numele sutelor de studenți care deja învață limbajul de imagini filmate folosindu-se de această carte electronică. Este un audiobook, este conceput pe un vechi manual al nostru de jurnalism de televiziune, este limbaj de film și de televiziune și am făcut filmul pentru uzul studenților în primul rând. Sigur că da, se adresează unei plajă mult mai largi de
cititori și de oameni care sunt interesați de film, deci se vor uita la film. Este un serial de 14 episoade pentru televiziune. Este un serial din care oricine, de la, știu eu, 14 ani, poate chiar mai puțin, până la studenți și nițel mai departe, au ce învăța de adevăratele. Adică nu din cărți, ci dintr-o carte pe care o pot vedea și o pot asculta. Uneori cuvântul nu poate să pătrundă unde pătrunde imaginea. Uneori. În cazul ăsta. În cazul ăsta. Pentru că una e să explici ce înseamnă o legătură de montaj și ce poate induce, și alta este să vezi cum dintr-o simplă lipitură a unui cadru de altul, într-un fel anume și nu altfel, poți să ai o mulțime de conotații, poți să te duci cu gândul într-o mulțime de direcții. Or, asta am încercat noi să arătăm, cât de bogat și cât de nuanțat este acest limbaj. Vedeți, există prejudecata că dacă lucrezi cu cuvântul, cuvântul îți permite să faci orice. În timp ce limbajul imaginii te limitează, nu poți. E bine, noi încercăm să demonstrăm că a vorbi în limbajul imaginii o poți face la fel de nuanțat, la fel de diferențiat, ca atunci când mânuiești cuvântul sau ca atunci când îl rostești la tribună sau în comunicare interpersonală. Și mai e o problemă, este această generație care a învățat să filmeze de la câțiva anișori. Ei au învățat să filmeze fie cu telefonul, fie cu camera și au senzația că dacă au un aparat de orice fel, un gadget în mână, știu să filmeze. Asta este marea problemă. Să înveți că, de fapt, ei nu știu să filmeze, nu știu ce înseamnă film. Și le-am spus, trebuie să învățăm abecedarul. Ca să devii inovator, să devii artist, trebuie să încalci regula, dar nu poți încălca regula dacă nu o cunoști. Picasso este cel care a spus primul că încălcarea regulii înseamnă creație. Da, trebuie să știi regula. Este prima dată când se face un asemenea manual în România. Așa că, măcar pentru asta, merităm premiu? Merităm. Acum cele 4 premii pentru film românesc din producția lui 2013 stabilite prin votul tuturor membrilor asociației. Ele sunt cel mai bun film, filmul care a reușit să concilieze opiniile publicului cu cele ale criticii, evident, poziția copilului. Următorul premiu se referă tot la acest film, pentru că este premiul pentru cel mai bun regizor, care merge la domnul Călin Petrenețăr. După ce criticii de la Los Angeles au votat-o cea mai bună actriță, a venit în sfârșit rândul criticilor români să decidă că Luminița Gheorghiu este cea mai bună. Mulțumesc foarte mult! E mai ușor să faci un rol decât să iei un premiu. Este... dă-ți să mai ai picioarele. Inima nu te doare, dar parcă îți plânge de bucurie. Vă mulțumesc din suflet. Dar am avut noroc. Am avut noroc de scenariști foarte buni, de regizori foarte buni, de colegi absolut extraordinari, de echipe de filmare cu care am putut să râd foarte mult și asta e... mulțumesc juriului. Era să uit, tocmai de ce sunt aici. Vă mulțumesc mult. Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci de căunul n-ajunge. Acum aveai și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individul asta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea. Din păcate am aflat că nu se află în sală destinatarul următorului premiu. Un tânăr actor i-a oferit în filmul său de debut un rol din care acest mare actor a reușit să facă din nou un personaj de neuitat, un nou Moromete, Victor Rebeliuc. Vom primâna trofeul Uniunii Cineaștilor și membru de onoare al Uniunii Cineaștilor unei mari personalități din lumea criticii de film mondiale. Thank you.
pleasure to be here. Mulțumesc foarte mult. Este o plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră. It's a particular pleasure to be in a house of the filmmakers, in an evening of the filmmakers, in a wonderful cinema of the filmmakers. E o plăcere specială să fiu într-un spațiu al oamenilor de film, împreună cu oamenii de film. And that brings me to the remark. Și asta mă aduce la o remarcă, la următoarea remarcă. May be normal for you, but not normal for us in the West. Care poate dumneavoastră vi se pare normală, dar nouă celor din vest nu tot atât de normal. That also film critics are a part of the film industry. Că și criticii de film sunt o parte din industria filmului. We are sitting in the same boat. Suntem cu toții în aceeași barcă. And we are fighting for the same art of cinema, for good movies. Și luptăm for culture of cinema. Și luptăm împreună pentru aceeași artă a cinemaului, de fapt pentru filmul bun. And some of us, believe it or not, even love cinema. Și unii dintre criticii de film, unii dintre noi, fie că vă vine să credeți sau nu, chiar iubim cinematograful. And to three of them, and who made me known better Romanian cinema. To three of them, I want to dedicate this prize. Și a trei critici care m-au ajutat să cunosc mai bine cinematograful românesc, vreau să dedic acest premiu. Three colleagues who unfortunately are not longer with us. Trei colegi care din păcate nu mai sunt astăzi cu noi. I'm talking about George Litera, Adina Darian and Alex Leo Serban. Thank you very much. Să vedem nominalizările pentru muzica de film. Dragul revine lui Nathan Larson pentru filmul O vară foarte instabilă. You want a story and I'm a character in it. Read it out. This baby, my stay costs 50 an hour, money up front. You have it or not? Do you want to see her again after this? Monogamy isn't a natural state for human beings. What time will you be back? Getting suspicious of Irina. Bună seara! Am un mesaj de la Nathan, care nu a putut fi aici. El spune, vreau să mulțumesc Uniunii Cineaștilor, Ancăi pentru că m-a implicat în film, Anei Ulanu atât pentru performanța extraordinară, cât și pentru că transmite mesajul meu vouă, mulțumesc, și tuturor implicați în producția acestui film. Nu poate fi menționat destul că filmul este un efort colectiv și că abilitatea unuia de a-și face meseria e întotdeauna legată de eforturile celor din jur. Mulțumesc foarte mult și cele mai calde salutări din New York. Urmează premiul pentru coloană sonoră. Să vedem nominalizații. Pica, tăticu! În cerul peristalul mi-a adus ceva! Bună seara! Vă mulțumesc din inimă! Mă simt onorat! Mulțumesc! Să vedem nominalizările pentru montaj. Hey. I don't think about him. If he turns up at your door, would you let him in? No. Și cred că există pentru că am făcut munca, a făcut
premiul pentru rol secundar masculin. Să vedem nominalizările. În primul rând să mulțumesc juriului pentru nominalizare. Mulțumesc din suflet lui Marian că a avut încredere în mine pentru un debut foarte incert. Mulțumesc echipei din suflet pentru că a avut acea calitate esențială, aș putea zice, și anume pe platou când se filma să devină invizibil. Și astfel, pentru un tânăr care e la debut, era foarte important acea atmosferă de lucru. Așa că aș dori să mulțumesc tuturor și aș dori să dedic acest premiu tuturor persoanelor care se luptă cu această problemă. Mai avem ceva prin casă? 2800. Ia, mai calculează o dată. Eu nu mai vreau programul ăsta de pușcărie. Premiu pentru rol secundar feminin. Să vedem nominalizările. Doamnă David, e neschimbat. Vreau să-mi roadă cu doamna Valeria Stricie, este că și mie mi se spune Vali, aici se numește tot. Adică alegitor, că astăzi e un privilegiu să pot și lucra, să pot lucra cu actori și să pot lucra cu mari actori, mari actori. Pentru asta îi mulțumesc din suflet doamnei Valeria Stricie că a acceptat să joace filmul meu și din partea dumneavoastră îi mulțumesc și dumneavoastră, jurului și tuturor. Și ce să vă zic? Sănătate, e mai bună decât toate. Urmează premiul de interpretare masculină. Să vedem nominalizările. Și premiul Irenia lui Cristian Ivan Cuteu pentru rolul din filmul Daytime. E la 6 ani. Mulțumesc! Nu pui invers, ce asta? N-ai văzut cum o pui pe invers? Nu știu, vine cu... din curie sau scoară și o pui pe invers. E un simbol. O pui pe invers, o pui pe invers. Brokeback Spider-Man. E un moment copleșitare o să fie. În primul rând, pentru că am posibilitatea de a acorda premiul Joe Barton unui talent al cinematografiei noastre, căruia sper să-i fie de bun augur. Primul gest al fundației care crede că tinerii trebuie să cunoască și vechea generație și este o fundație care se intitulează și e dedicată tatălui meu, dar în care vreau să aduc aminte și alți foarte mari actori care au jucat cu tatăl meu și care au făcut parte din generația veche și mă gândesc începând de la un Vraca, la un Manolescu, la un... Pirlic, de ce nu, la un Marcel Anghelescu, ajungând spre Cozorici, Amzapelea, deci toți trebuiesc readuși în memoria tinerilor. Așa încât premiul dedicat astăzi seară unui tânăr talent era într-un fel de a purta, de a da ștafeta noii generații. Încercăm să deschidem așa un câmp foarte, foarte larg, din care sperăm ca secția memorie și secția tinerețe să poată să se unească și să mergem înainte. Este un profesor, este un actor și vă rog să-mi dați voie să-l prezint și să se urce pe scenă pe domnul Eusebiu Ștefănescu, care va primi premiul de excelență. Îl invit pe regizorul Cornel Balache să-i numeze acest premiu.
în acest fel, mă simt dator să vă spun câteva versuri ale unui poet mare al lumii, Chiorgio Seferis, se numește, iar poemul se cheamă Domnul Stratis Corbierul descrie un om. Dar ce are acest om în fiecare după amiază, azi, ieri, alaltăieri, stă cu ochii ațintiți spre o flacără. Aseară, pe trepte, când urcam, s-a împiedicat de mine și mi-a spus trupul moare, apa se tulbură, sufletul șobă și vântul uită. Numai flacăra nu se schimbă niciodată. Urmează premiul de interpretare feminină. Să vedem nominalizările. Hai mă, că o să fie bine, mă. O să fie bine, sper. E frică. Ai schimbat lenjeria de când a plecat? De ce plângi? Nu, este foarte greșit. N-ai hotărât tu. Eu am spus stop. Hotărăște-te oricum eu cu ea. Felicitări, doamna Luminiță. Felicitări, Ana. Mulțumesc jurului pentru acest premiu. Și sunt conștientă că mă aflu și m-am aflat anul ăsta într-o companie extraordinară. A două actrițe foarte talentate. Dar cu toate astea, mă bucur foarte tare. Beautiful. A fost un demers nu greu. Nu e vorba de greu sau ușor în momentul în care îți place atât de tare ceea ce faci. Dar a fost un proiect independent, din surse absolut proprii și în care Dan Chișu și-a asumat mai multe roluri deodată și le-a făcut cu foarte mult curaj. O parte a curajului pe care și-a asumat-o era să-mi ofere mie un rol atât de mare în economia filmului, adică timp de 40 de minute și ceva să fiu numai eu pe ecran, ceea ce n-am putut să refuz. Mi-am asumat provocarea asta. Și ce pot să-mi aduc aminte legat de ce ați spus este că am citit la un moment dat undeva o scrisoare a unui prieten de-al tatei foarte bun, care a luat un premiu foarte important în Franța la un moment dat și că a spus că a fost o muncă ucigătoare timp de 30 de ani și nu mi-am chipuit niciodată că niciun efort nu rămâne nerăsplătit. Mi-a plăcut atât de tare lucrul ăla pentru că depunem un real efort și pasiune în ceea ce facem. Și o răsplată de genul ăsta dă senzația că nu e degeaba. Că merită să visezi și să speri și să încerci și să lucrezi și să te zbați atâta în condițiile în care se fac atât de puține filme în România în perioada asta, nu din perioada. Ce fac acum? Pregătesc două scurtmetraje, între care tot așa unul, sunt două personaje foarte, foarte interesante și frumoase, dintre care unul chiar ceva ce n-am bucat până acum. Mi se pare foarte incitant. Nominalizările pentru scenografie de film. Dar luat pentru mâncare, nu pentru joacă, clar? Ca să fii sănătos, să mergi la școală, că de-aia te creștem, să crești mare. Poate că toate OZN-urile și extraterestrii suntem tu noi. Da? Oamenii din viitor? Dar o tai cu și fac. Eu nu o tai, să știi, n-am tăiat până vie în viața mea. Și a cărui valoare mă certifică că totuși am făcut un lucru bun cu această scenografie. Și apoi, la fel se obișnuiește și politic, e bine să mulțumești
companie producătoare a filmului, care se numește Ford Proof, și în felul ăsta am numit pe cei care au contribuit la acest, ca acest proiect să iasă foarte bine și fără contribuția cărora, probabil că și nu a fi a mea, n-ar fi fost premiat. Vă invit acum să urmărim nominalizările pentru costume. Trei, doi, unu, exumate! Și când o plecă eu, sunt la potea! Se vine păpica, tăticu! Pe cerul peristalul mi-a dus ceva! Mur pe pereți aici, mă lași, târzi cu orele! Din nou, al doilea plan semnificant al realismului. Da? A cam sosit vremea ca pe ecran să apară și un al doilea plan al ceea ce înseamnă discursul dramatic al imaginii. Silișteanu o face în domestic foarte bine. Felicitări Dorului, felicitări Silișteanu, felicitări doamnă producătoare. Să facem o hârtie, scriem frumos ce ne deranjează, o punem aici pe geam. Dumnezeule, Nicola, te-a copilul găină. Director al Cinematicii Români, autor de dicționare, este vorba de domnul Bujor Tereteanu, care primește premiul de excelență din partea Uniunii Cineaștilor. În viața mea destul de lungă am avut puține premii. Deși n-am fost, cum se zice, la școală, la poada, sigur că am avut din când în când și un premiu la ucin, poate și în școală. O carieră extraordinară de scenarist, de producător, coordonator de proiecte cinematografice, ucin, o premiază, o onorează și o roagă să vină pe scenă, doamna Victoria Marinescu. Vă mulțumesc din suflet. Încă acum 2-3 ani eram în Bulgaria, la un juriu, cu niște americani, ce cotul foaică, cu o sărboaică. Și oamenii aceia din sală mă aplaudau pe mine. Eu i-am întrebat ce se întâmplă. Și eu zis, pentru că ați spus la conferința de presă că n-aveți soț, n-aveți copii, dar aveți filme. Și că acelea sunt copiii dumneavoastră. Și eu am spus și nu mă decepționează niciodată. Filmele care au fost bune au rămas bune, care au fost proaste au rămas proaste. Iată, ne ajungem și acum la premiile autorilor. Să începem cu premiul pentru scenarii. Și premiul îi revine lui Adrian Citaru pentru filmul domestic. Monica Lăzureanu, producătoarea filmului domestic, te rugăm să spui câteva cuvinte. Adrian Citaru este într-o altă filmare. Cu siguranță vă mulțumește frumos și el. Mulțumim. Urmează unul dintre cele mai așteptate premii, premiul pentru regie. Să vedem nominalizările. Și premiul se acordă ex-ego Anca Damian pentru filmul O vară foarte instabilă și lui Adrian Citaru pentru filmul domestic. Să mulțumim din nou, din partea încă acum. Sunt onorată de acest premiu și îmi pare rău că nu pot fi prezentă personal aici. Filmul l-am făcut alături de niște actori extraordinari, mulțumim Anca. Ei au fost șansa, dar și provocarea, întrucât proveneau din culturi diferite. Lor le mulțumesc în primul rând, dar și întregii echipe și celor care m-au susținut în acest demers, în care am încercat să merg pe căi nebătute. Multe mulțumiri! Eu am fost mesagerul Ancăi Damian și a lui Nathan Larson, care au fost premiați în seara asta. Sunt foarte mândră și bucuroasă pentru ei. Și am citit discursurile pe care mi le-au transmis ei. Anca este în Bogota în momentul ăsta, iar Nathan în New York. Am avut și o nominalizare, am avut a doua nominalizare, dar
cumva sunt foarte împăcată și am fost foarte împăcată de la început cu faptul că nu voi lua acest premiu. Mă bucur foarte mult că acest film, care a fost un efort aproape de gherilă din partea noastră și un efort internațional până la urmă, un film foarte curajos, să fie apreciat. Mă bucur nespus. Am venit să mă văd cu frații și surorile mele. Eu vin aici, chiar dacă sunt un pic mai sociopat așa, să mă întâlnesc cu oamenii pe care îi iubesc. Vin acasă. Când vin la Ucin, dincolo de toate războaiele mele, personale, nepersonale, cu frații și surorile mele sau cu prieteniile mele, simt că pun mâna pe casa mea. Asta e casa mea. Bun. Deci, stau ca acasă, sunt acasă. Urmează un premiu foarte important, acela al Uniunii Cineaștilor, care va fi oferit unui proiect inițiat de TVR2. Este un proiect în care este reevaluat filmul românesc, Duminica Filmului Românesc, adică sărbătoarea filmului românesc la televiziunea română. O invit alături de noi pe doamna Liana Sândulescu, director TVR2, să primească acest premiu oferit de Comitetul Director al UCIN. O rog pe doamna Andreea Cernan să primească acest premiu. Mulțumim și pentru ziua de aseară, când pe TVR2 a fost moartea domnului Lăzărescu, unul din cele mai importante filme ale noului val cinematografic. A fost o întâmplare fericită că ieri, Duminica Filmului Românesc, a onorat-o pe Luminița Gheorghiu. Am transmis moromeții și moartea domnului Lăzărescu. Vă invit în fiecare duminică să vă regăsiți pe dumneavoastră, actori, director de imagine, scenografi, regizori, autor de costume sau de scenariu, să vă uitați la TVR2 și să vă vedeți filmele pe care le-ați realizat și pe care TVR2 le oferă publicului acum când cinematografele pentru dumneavoastră sunt de foarte multe ori închise. Aici sunt 4 scaunele. Aș vrea să fie aceste scaunele foarte mari și să fie din aur pe care se așez niște persoane. Unul dintre ele este Marele Premier. Aici pun o interpretă care stătea pe pat și nu scotea o vorbă, în timp ce diaconul povestea ceva despre niște ascultitori. Era colecționar de ascultitori în secvențele lui Tatos. Iar această actriță stătea liniștită pe scaun, pe patul din dormitor. Și era așa un fel de statuie a răbdării. Era un personaj extraordinar prin privire, prin mimică, prin mâini. Am revăzut acest film și mi se pare unul din marile roluri făcute de această actriță. A urmat moromeții. Acum e poziția copilului, seamănă îngrozitor de tare cu mama lui Nețăr. Cred că s-a uitat mult la gesturile mamei lui Nețăr. Numai că această actriță este mai pasionată și mai umană și poate cu o privire mai nefericită decât mama lui Nețăr. În acest fotoliu așez un cineast care ne-a vorbit foarte mult de primului film, Paradis, după care ne-a vorbit de un film devenit celebru. E vorba de un drum, nu printr-o pădure, ci un drum prin viață. Un film care rămâne în continuare reprezentativ pentru un ATC, e vorba de Viața în roz. După care a început o carieră care numără 30 de filme. Nici să le spun pe toate nu pot, dar minte să le fac. În aceste 30 de filme, unul din filme este la Muzeul de Artă din New York, e vorba de Multa de Piatră, un alt film a primit Leul de Argint, pentru un alt film s-a făcut un congres într-o seară, când noi eram la Coschinești,
și toată lumea cinematografică a fost oripilată, tensionată, că conducătorul vorbise despre acest film. Vorbise despre acest film spunând două replici. Două replici care au scurcircuitat cinematograful românesc din acel timp. Unu, cum se poate ca justiția României socialiste să greșească? Și a doua, așa arată un muncitor în maniera. Atunci și amatori nu s-a acordat ani de zile Marele Premiu, pentru că Marele Premiu la Costinești, și Costinești era așa un fel de can pentru noi în acea vreme, filmele plecau automat fie la Cabinetul 2, fie la Cabinetul 1. Aici, în acest cămânel, așez 120 de jurii internaționale și naționale, așez foarte multe conferințe, așez o carte Negulescu, așez o carte Filmul și armele, aș mai vrea să așez multe alte cărți și spun de acum să le scrie. Este un om care a adus școlii o secție nouă, era vorba de comunicare audio-vizuală. Este profesor universitar, doctor, este cercetător principal și iarăși mă întorc aici, la acest căunel, și spun, poate că am văzut în România primul film postmodern, e vorba de un film care pe mine m-a atras întotdeauna, Rochia albă de dantelă, și iarăși mă întorc aici la personajul care inimitabil îl strigă pe Nicolae în Moromeții și la fel de inimitabil într-un film studențesc, Poveste la scala C, întreabă, a murit, să fie sănătos. Pe acest scaun de aur o așez pe doamna Luminița Gărghiu, aici le așez pe domnul Dampița și aici o așez pe doamna profesor Manuela Cernat. Invit în scenă pe Șerban Marinescu, invit în scenă pe domnul academician Răzvan Teodorescu și vă invit pe toți trei ca o tripletă de aur, criticul, actorul și regizorul. Vreau să păstrez invitația regizorului Laurențiu Damian, referitoare la scurt. Scurt pe doi, vă mulțumesc! Fi ajutat nu să fac mai multe filme, nu să fie mai bune, ci să ies mai puțin obosit din munca pe care o face un regizor platou și după aceea. Mă simt onorat să primesc un astfel de premiu. Am sentimentul că am revenit acasă la Orențiu. Va trebui să mai fac un film sau două. Numai pentru simplu motiv că
Mă simt foarte bine la această gală și poate mă mai invitați o dată. Nu e mai greu decât opera lui Bizang, cartea de la Uliver. Vă mărturisesc că e într-adevăr o mare surpriză și mulțumesc domnului președinte. E primul premiu al lumii cineaștilor pe care îl primesc în viața mea și rămân fără cuvinte. Dar pentru că de dimineață m-am întâlnit cu domnul academician în aula Academiei Române, unde l-am rememorat pe Jean Negulescu, marea mea pasiune, nu pot decât să-l citez. Când Jean Negulescu a fost făcut membru de onoare al Uniunii Cineaștilor, a trimis o scrisoare sau o telegramă în care spunea: am primit multe premii și onoruri la viața mea, dar acesta este cel mai prețios pentru că vine de la confrații mei. Pot spune aceleași cuvinte pentru că acest premiu cred că vine de la cei care au fost și cei care sunt și care mi-au dat atâta bucurie și frumusețe prin filmele lor. Vă mulțumesc tuturor! A fost o foarte mare surpriză pentru mine. Este primul premiu al Uniunii Cineaștilor pe care îl primesc în viața mea. Știți cum este cizmarul fără pantofi? Și este cu atât mai prețios pentru că l-am primit împreună cu cea mai mare actriță a noastră, cu Luminița Gheorghiu, și cu cel mai important regizor al României după 1956, pentru că atunci, în anii 56, Victor Iliu era cel mai important regizor al României. Eu consider că astăzi Dan Pița este cel mai mare regizor român. Are în spate o filmografie extraordinară. Fiecare dintre filmele lui este o bijuterie și nu mi-aș fi putut dori mai mult decât să fiu premiată în compania. Cred că filmul este menit să-l înalțe sufletește pe el. Îl iubesc foarte mult și sper că el va redeveni ceea ce ar trebui să fie, adică o artă care să dea bucurie oamenilor. Nu neapărat efecte speciale, crime, spaimă continuă și frustrare. Îmi pare rău că eu n-am pomenit astă seară de toți colaboratorii mei, artiști, tehnicieni și cu adevărat cineaști. Pentru că acum se poartă foarte mult audiovizualul, știi? Toată lumea face ceva în audiovizual și de-abia aștept să văd și eu audiovizualul Cetățeanul Kane sau Pădurea Spânzuraților. De film a uitat toată lumea, Cristina, să știi. Și asta este datoria voastră să puneți lucrurile la punct. Din păcate nu prea mai avem unde. Peste tot, în orice intervenție. Aș fi vrut să pomenesc de Iosif Demian, operator, regizor, figură importantă în filmul românesc. Da, de piatră. Și cu care am început, Junta de Piatră. Aș vrea să fi vorbit despre Nicolae Mărgenianu, operator, despre Radu Boruzescu și Helmut Sturmer, scenograf, despre Mircea Diaconu ca actor, cu care am început. Și uite, așa ajung la cei mai recenți colaboratori ai mei, care sunt și unii cu care am lucrat film de film. Cristina Ionescu și Dan Alexandru și Adrian Enescu. Adrian Enescu e mai mult decât și actori precum Victor Rebenciu, Ștefan Iordache, Mircea Diaconu, Claudiu Blonț și alți nenumărați cu care aș fi vrut să vorbesc despre ei seara asta. Ce faci tu cu premiul ăsta? Unde îl pui? Îl pun lângă celelalte. Mai am încă unul la fel, primit de la Jack Valente. Îți spune ceva? Da. Cine e Jack Valente? Un nene de la Hollywood.
care știi multe. Și mai am câteva trofee, este un trofeu, nu e un premiu, nu e o pițuică din aia care îți dă... Asta e mare lucru ce a făcut Laurențiu și cu voi împreună. Bă. Ce mai lucrezi? Acum am terminat Chira Chiralina, urmează să vi-l arăt. Dacă facem proiecție, dacă nu, îl vedeți la premieră. Și când crezi că o să vii? În toamnă. Și iată ne ajungi la ultimul moment de premiere. Este vorba despre marele premiu și totodată trofeul Pucin. Să vedem nominalizările. Marele premiu și trofeul Lumii Cineastilor, regină filmului Poziția Copilului. Dacă nu e Ada Solomon. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Cine a fost de vină? Acesta sunt eu. Acesta el. Și aici s-a produs impactul. Domnule, vă mulțumim din suflet. Suntem foarte fericiți că am făcut acest film. Eu personal sunt fericită că am văzut foarte multă lume, în număr mare, public românesc pe care eu mi-l doream. Mi-am dorit și Oscarul, dar măcar mi-a dat Dumnezeu să văd atât de multă lume la acest film. Sunt foarte fericită, vă mulțumim. Un mare privilegiu este meseria noastră și întrebări și vreți și știu ce spun. Să ai parte de asemenea întâlniri miraculoase care te schimbă și care te te forțează să te reinventezi. Mulțumesc, Dumnezeu, mulțumesc, Lumișoru, și sper să ne mai întâlnim. La 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 la